Multă rigoare, multă autocontrol. Ce se poate spune despre acest exercițiu pe care l-ați realizat? Floarea toți pe stâncă, ar fi traducerea lui Sețu se numește și provine din școala de Fudokan, creată de maestru Ilia Iorga. Vreau să continui ideea pe care a spus-o la începutul emisiunii, că avem o vară mai lungă și noi am vrut să profităm de timpul bun și săptămâna asta de luni până joi vom face și facem antrenamente dimineață, la prima oră când răsare soarele, un gașucu de vară, un summer camp de vară și o tabără de vară, cum să-i spun, nu are importanță numele, dar plăcerea de a fi dimineața prezent și a face mișcare în aer liber e ceva deosebit. Și acum, chiar am o perioadă puțin mai relaxată până la următoarele competiții, exersăm elemente din kata care nu le folosim în competiție, cu aplicații de luptă mai deosebite, care până la urmă sunt frumoase și plăcute nu doar pentru ei și pentru cei mici, chiar dacă se descurcă mai greu. Dar eu zic că e un lucru bun și faptul că ei au fost foarte receptivi la activități de genul ăsta, e a doua activitate, să spunem așa, de dimineață, pentru că în iarnă am făcut încă un program de felul ăsta, un antrenament la rece. Asta e o tabără de vară, un antrenament la cald, dar eu zic că e bine și pentru mintea lor și pentru spiritul lor și chiar și pentru sănătate. Aerul de dimineață e mai puțin polar decât cel de după masă, să-i spunem. Ce timp îți trebuie ție, Alexandru Cech, pentru a desăvârși acest exercițiu pe care l-ați realizat acum în comun? Nu există timp anume. Tot timpul poți să funcționezi, da. Și când depinde de repeți? De vreo 4 ani, 5. 4 ani, 5. Bine, pe lângă toate celelalte. Așa, ți-ai pus vreodată pe hârtie câte tipuri de exerciții din acestea, complexe de exerciții ai realizat? Nu, fiindcă sunt foarte multe. Foarte multe. Eu nu întreb pe sensei, pentru că el va spune că probabil sunt de ordinul sutelor. Nu. Avem un număr de exerciții. În școala de Shotokan, în stilul de Shotokan, sunt 26 de kata. Și în Fudokan, ia, sunt mai multe. Noi lucrăm vreo 5-6 în mod normal din școala de Fudokan. Deci sunt multe, nu trebuie să fie sute. Oricum, fiecare exercițiu are o anumire de tehnici, de mișcări care trebuie gândite și nu e doar o formă de prezentare. Pentru noi, pentru mine, cel puțin, esența kataului este de a pătrunde în substratul lui, adică în partea care privește lupta. Și până la urmă, asta e un lucru frumos și deosebit. Nu faci doar un exercițiu fizic, ca și un jogging, ci trebuie să și gândești. Că faci elementele de mișcare, de pași, respirația și dacă reușești după un asemenea exercițiu să te oprești și să revii și să ai o respirație normală, înseamnă că totuși mișcarea a fost bună și a avut o coordonare între gând, între minte, respirație și corp. Și de fapt asta se urmărește pentru că atunci și creează starea de echilibru de care ai nevoie. Dar trebuie privit un pic mai în adâncul lucrurilor și de asta pentru mine e important să studiem kata, pentru care nenumărate variante și lucruri subtile care sunt și frumoase, dar au și aplicații deosebite. Nu doar lucruri simple. Pentru că într-o competiție nu poți folosi tot ceea ce se face de fapt în karateul tradițional sau într-o artă marțială până la urmă. Competiția are niște reguli și lucrurile sunt destul de strict limitate și atunci, sigur, paleta de antrenament este destul de mică. Dar eu încerc să fac așa o combinare între partea de competiție, dar și partea de tradițional. Fiecare întâlnul său este o revelație în cadrul clubului și pe plan extern, cum spuneam, și intern. Tu, Marius Florescu, de asemenea, reprezinți o revelație. Pentru că gurile, adică copiii mai mici sau așa, spun, uite, și el merita să fie cu centură neagră, dar nu are vârsta. Așa este sau... Nu este neapărat o vârstă, este perioada de antrenament. Trebuie să ai anumiți ani și trebuie să dobândești calitățile necesare. Deci totuși trebuie să ai anumiți ani în spate ca să poți să ajungi la o anumită centură. Da. Pentru că am văzut că, deși tu ai centură maro și Alexandru Cech are centură neagră, ați efectuat amândoi același complex. Da, lucrăm de mult timp împreună, ca echipă. V-ați sudat așa ca echipă. Vă întâlniți și la campionate? Sau doar în sala de antrenament? În aceeași grupă. Rareori. Odată la câțiva ani. Dar așa când realizați exercițiul în tandem, nu ați participat niciodată? Împreună, da. Am participat la concursul de echipe. Da, acum să vă dezvăluie un mic secret. El este foarte aproape de centrul anean. Deci va ajunge în
programarea și programul este făcut ca în luna octombrie să se prezinte la test. Și se va prezenta cu succes, nu cu agriș, pentru că știu ce poate și știu ce calități are. Deci nu există o distanță foarte mare. El este o centură maro cu vechime, are mai mulți ani de centură maro, nu e unul proaspăt. Și atunci, sigur că se văd calitățile. Acum am avut două revelații. Da. Una asta iarnă, în prima săptămână, în ianuarie, când era minus nu știu câte, erau nu știu câte... Minus două, cam așa. Așa. Când dimineața copiii se adunau la ora 6 dimineața și alergau prin cartier, după care, după o tură de cartier, mergeau în sală și își continuau exercițiile. Asta timp de o săptămână, fiecare zi. Da. Acum, cea de-a doua revelație a fost această, cum îi spuneți dumneavoastră, tabără de vară, Gashuku. Gashuku e un termen tradus așa, literal, din limba japoneză, o întâlnire între membrii unei asociații, nu neapărat specifică arteului, dar se folosește foarte mult în altele marțiale, când se fac întâlniri de câteva zile între cei care se ocupă de un stil, de o artă marțială și acolo se fac antrenamente. Am văzut că vecinii spectatori, pentru că la ora 6 dimineața se mai trezesc și vecinii din blocurile de acolo, din preajma școlii generale numărul 2 de pe Mureș, unde desfășurați activitatea. Și sunt curioși ce faceți în curte, ce faceți acelea. Noi așteptăm să vină alături de noi, să facă puțin jogging dimineața, câteva cata, respirație, mai curat. Da, ați avut și o tabără în această vară. Da, am fost la multe, mergem de aproape 13 ani, cred că ăsta e al 13-lea an de când mergem. E un lucru deosebit și îmi place să fac așa ceva, în mod special pentru ei și pentru mine. Eu mă simt excelent și confortabil și fizic și psihic. Muntele, sigur, are altă ținută și pentru respirație. Și antrenamentele sportive, sigur, sunt deosebite. Plus că ieșim din cotidian, din mediul în care ne întâlnim în fiecare zi în oraș, în sala de antrenament, acolo suntem și afară, deci nu facem neapărat antrenamente în sală, sau pot să spun de cele mai multe ori facem antrenamentele în aer liber. Asta iar este important și nu doar un antrenament pe zi. Mai multe antrenamente îmbinate cu diverse activități extrașcolare în care să se simte că este o tabără și oamenii să facă de plăcere. Foarte important să faci cu energie pozitivă, să fii bucuros și să faci că îți place. Nu că vine cineva și trage de tine să faci. Asta va fi într-adevăr greu. Dacă te obișnuiești cu efortul până la urmă. Efortul fizic e un lucru greu pentru cei care nu-l fac. Dar dacă te obișnuiești, e mai rău atunci când nu-l faci și îți lipsește. Da, păi chiar mă uit că este foarte trist Alexandru Șeng, că el a lipsit de la acest exercițiu. Da, vrea și el să exemplifice ceva. Să vorbim puțin și despre ceea ce face el. Da. Acest un exercițiu pe care îl folosește frecvent în competițiile naționale, europene și mondiale, EMPI se numește, sau zborul rândunicii. E un exercițiu foarte dinamic și cu tehnici deosebite și chiar interesante și ca aplicație. Shane Alexandru este unul dintre cei mai vechi elevi care vin la antrenament și atâția ani de antrenament în spate, sigur că se simte. El este un campion european, mondial, național în ultimii 5 ani, deci are nenumărate titluri. Are o ținută de sportiv de performanță, își dorește să facă lucrul ăsta, are încredere că ceea ce face este la un nivel înalt și se vede deja după atâția ani. Competițiile la care mergem noi sunt competiții grele și de un nivel calitativ ridicat, dar asta pe el stimulează, pe mine mă stimulează și mă bucură, pentru că nu-mi doresc să merg în niște concursuri sau în niște competiții care nu au o valoare ridicată, pentru că atunci s-ar putea să te înșeli.
dar nu știu cum te gândesc până la un nivel înalt, sigur că și bucuria de a ajunge în vârful piramidei este mare. Și el îmi dorește să meargă pe drumul ăsta. E și la școala sportivă, își dorește să continuă activitatea pe partea asta, după care mă bucură. Și faptul că după atâția ani, mulțumirea mea aici ajunge la mulțumirea sufletească, pentru că asta e cea mai importantă, să vezi lucrurile care cresc și se dezvoltă și ajung acolo unde trebuie. Adică e ceva deosebit și asta îți dă elan și putere să mergi în continuare. Sigur că vin mulți și rămân puțini, ăsta e adevărul, dar în timp se selectează și oamenii și cei care reușesc să, într-adevăr, să-și cărească voința, pentru că trebuie să ai voință să faci anumite lucruri și dacă și înțelege și simte și pasiunea e mai presus de orice, vor realiza lucruri deosebite. Și asta este într-adevăr ceva special. E greu să pleci de la o vârstă mică să ajungi la o vârstă de junior sau de senior sau de tinerete, să depășești vârsta de 18 ani și să intri în competiție dacă nu ai perseverența de a face zilnic lucrul ăsta și nu e ușor. Pentru că sigur că respectul pentru cei care fac lucrul ăsta e mare, cel puțin al meu. Eu totdeauna le spun că apreciez deosebit, în mod deosebit ceea ce fac și le spun că e greu și îi respect pentru asta, că au putere, voință, sunt niște caractere deosebite și nu renunță. Și nu este el doar singur. Acum ei sunt mai tineri, Alex și cu Marius, dar mai sunt și alții care nu sunt aici acum și care fac competiții de o perioadă mai lungă de timp, sunt practicanți de karate de mai mult de 10 ani și sunt niște oameni echilibrați, sunt niște oameni care știu ce își doresc, au în minte lucrurile destul de bine puse la punct, gândind viitorul lor și ei sunt tineri. Ori mie mi se pare că ăsta e un lucru important și atunci înseamnă că partea asta educativă pe care vrem să o promovăm făcând karate, făcând arte marțiale, duce la rezultate bune și e important și e bine să facem până la urmă ca să putem să clădim niște tineri de viitor. Deci campion național, campion european, campion mondial, cum te simți în forul tău interior atunci când zici sunt campion, sunt cel mai bun? Atunci când ești în preajma celorlalți. Prima oară când am ieșit campion mondial, nu prea mi-am dat o seama ce se întâmplă. După câteva zile am realizat că e un punct care e greu de depășit. Ceva mai mult, atâta nu ți-e un punct pe care mulți nu-l ating. Exact. Asta numai cu multă muncă. Numai noi știm prin câte antrenamente am trecut și